Astăzi vom discuta despre indicator natural din varză roșie, o lecție de chimie pentru clasa a 7. Să ne reamintim. pH-ul măsoară caracterul acid, bazic sau neutru al unei soluții. Pentru măsurarea pH-ului se folosește scala de pH, care are 14 diviziuni. Valorile de pH mai mici decât 7 indică un mediu acid, pH egal cu 7 indică mediu neutru, iar valorile de pH mai mare de 7 indică mediu bazic. Pentru determinarea valorii pH-ului se folosește proprietatea unei substanțe de a-și modifica culoarea în mediu acid, bazic sau neutru. Aceste substanțe se numesc indicatori acidobazici. Experiment. Prepararea unui indicator acidobazic din varză roșie. Materiale necesare. Avem nevoie de o varză roșie, un cuțit și tocător, un vas de sticlă și o sită deasă. Varza roșie se toacă mărunt și se introduce într-un vas cu apă. În vas trebuie pusă suficientă apă, astfel încât să acopere toată varza roșie. După aproximativ o oră, se strecoară amestecul printr-o sită. Se observă că se obține o soluție de culoare violet. Atenție! Soluția se poate obține mai rapid din amestecul de apă și varză roșie dacă acesta se fierbe 1-2 minute. Se lasă să se răcească, apoi se strecoară. Concluzii. Lichidul obținut este indicatorul pe care îl vom folosi pentru testarea caracterului acidobazic al unor substanțe. Acesta se păstrează în sticluțe de culoare închisă care trebuie să aibă un dop potrivit. Experiment. Folosirea indicatorului obținut din varză roșie pentru determinarea pH-ului unor soluții. Materiale necesare: 6 pahare, oțet, Sprite, apă, soluție de bicarbonat de sodiu, săpun lichid, soluție de clor. În 6 pahare se introduce soluție de oțet, Sprite, apă, bicarbonat de sodiu, săpun și clor. În fiecare se adaugă câteva picături din soluția de indicator obținută din varză roșie. Se observă că fiecare soluție are culoare diferită atunci când îi se adaugă indicator. Comparând culorile cu scala de pH, putem determina pH-ul acestor soluții. Astfel, observăm că oțetul are
pH 3, Sprite-ul 4, apa 7, soluția de bicarbona 9, săpunul 11, clorul 13. Proiect. Așa cum ai observat, valoarea pH-ului unei soluții, a sucurilor obținute din fructe, a lichidelor fiziologice, oferă informații cu privire la alimentele pe care le consumăm, la apa pe care o bem, la funcționarea în parametrii normale a organismului, la condițiile în care se simt cel mai bine peștii din acvariu sau alte astfel de utilizări. De aceea, realizează și tu un experiment în care să verifici pH-ul unor soluții pe care le folosești acasă în viața cotidiană. Pentru a realiza proiectul, poți folosi soluție de apă cu sare de rămâie, suc de mere, apă minerală carbogazoasă, soluție de detergent pentru vase sau orice altă soluție ai în casă. Scrie pe fiecare pahar, pe câte o etichetă, denumirea soluției care se află în paharul respectiv. Pune într-un pahar gol o cantitate din indicator, proba Martor, cu care vei compara culorile obținute în cazul fiecarei substanțe în urma testării. Adaugă indicator în toate celelalte pahare și observă culorile obținute. Compară culoarea obținută cu proba Martor și cu grila de culori și stabilește caracterul acid, neutru sau bazic al substanței testate. Notează concluziile pe marginea proiectului realizat. Mult succes!